Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Astăzi, o emisiune dedicată culturii de soia. Soia, performanță și profit. Se împlinește un an de când, în aceeași zonă, anul trecut, recoltam soia în condiții extraordinare. Ce s-a întâmplat anul acesta? Cum suntem? Toată lumea știe că nevoia de proteină vegetală este una acută în orice țară din lume. În Europa se importă șrot de soia din America de Sud în cantități foarte mari pentru a asigura consumul european. În țara noastră, pe lângă importurile care se fac, suprafața de soia în ultimii ani a crescut semnificativ, datorată în primul rând acestei nevoi de proteină. Suprafața cultivată cu soia în țara noastră, de peste 150.000 de hectare, este 95% ocupată de soiurile companiei Pioneer. Iar acest lucru ne spune că soiurile noastre sunt productive, au indicii de calitate foarte buni, în primul rând proteina în conținut foarte mare, și sunt soiuri care se pot cultiva atât în condiții de neirigat, dacă ne referim la soiurile foarte timpurii pe care le recomandăm în zonele de nord și centru ale țării noastre, unde nu se irigă, dar și soiuri ca cel pe care îl vom recolta astăzi în fața fermierilor, care se recomandă obligatoriu la irigat. De fapt, în general, cultura de soia este o cultură care are nevoie de multă apă și este ideal să fie cultivată în condiții de irigat. Tore 92M35, soiul pe care îl avem și în această solă, foarte, foarte bun din punct de vedere productiv. Domnul Curca, acum 2 ani, a reușit să spargă bariera celor 6 tone cu acest soi și, bineînțeles, soiul Fanion al companiei, practic cel mai vândut soi din România, PR 92B63, acel soi care v-am spus la limita cu semi-tardivi, semi-timpurii, la limită cu semi-tardivi. Legat de tehnologie, ca și plantă premergătoare în această solă am avut porumbul, da? Legat de lucrările solului a fost practic un sistem convențional, da, cu ogor de toamnă executat la 35 de centimetri adâncime. În primăvară s-a intrat cu o bară nivelatoare, soia fiind o cultură extrem de sensibilă la, să spunem, denivelările terenului, urmată de un combinator pentru pregătirea patului germinativ. Nu am aplicat îngrășăminte, da? Trebuie menționat faptul că acum 2-3 ani de zile a fost aplicat o cantitate însemnată de gunoi de graj, aproximativ 50 de tone, da, care, bineînțeles, efectul acestuia, efectul remanent al acestuia se simte din ce în ce mai bine, iar anul acesta și-a făcut simțită prezența cu siguranță. S-a semănat pe 16 aprilie, o densitate destul de mare, spun eu, 75 de boabe germinabile la metru pătrat. Recomandarea Pioneer este să fie undeva la 55-60 de boabe germinabile. Un sac de sămânță Pioneer conține 22,68 de kilograme, da? Prin urmare, 4 saci vă sunt absolut suficienți pentru a înființa un hectar de cultură, dacă ținem seama de faptul că sunt aproximativ 140.000 de semințe în sac. Adâncimea de semănat de asemenea destul de importantă, 4 cm, mulți fermieri caută să se ducă după apă. Este o cultură care necesită o cantitate destul de mare de apă pentru imbibiție, cam 150% din propria masă, iar dacă o semeni superficial sau în uscat, îi ia un timp mult mai mare să răsară. Dacă exagerezi și te duci prea adânc, da, și cauți umiditatea 5-6 cm, iar pot apărea probleme, pentru că soia este o cultură sau o plantă cu răsărire epigee, deci ea răsare cu cotiledoanele la suprafață. Iar în, știți, în primăverile de la noi, se întâmplă foarte des să avem probleme cu crusta, da? La fel ca la floarea soarelui, la porumb, și soia poate suferi. Deci e bine să ai o răsărire destul de rapidă, care se poate întâmpla în 7-8 zile, în condiții de temperatură și umiditate optime. De aceea e bine să nu exagerezi cu adâncimea. Bună ziua, domnule Curcă! Îmi face plăcere să ne cunoaștem. Pentru noi este prima oară când filmăm în ferma dumneavoastră. O să vă rog întâi de toate să vă prezentați și să-mi spuneți câte hectare cultivați și în ce zonă ne aflăm. Ne aflăm în zona în Surăței, mai sigur în fostul Iasie, Tropia în Surăței. Lucrăm aproximativ 1000 de hectare,
din care l-a irigat 680, diferența fiind în lunga călmățuiului, nu se poate iriga. Ce înseamnă irigația pentru o fermă în general și ce înseamnă pentru dumneavoastră? Și dacă costul pentru instalația de irigat acoperă producțiile? În ce privește irigațiile, în ultimii ani ne-am revenit, că de când le-am pus în funcțiune, cu costuri câteodată au depășit diferențele de producție, dar având în vedere modernizările făcute de noi la stații de irigat și la infrastructură, începem să recuperăm din banii care i-am dat acum 10 ani de zile. Ca o paranteză, când am venit în zonă, prima mea grijă a fost să pun pază la stații de irigat. Erau distruse complet. Din 99 și până acum, stațiile arată ca în 1960 și ca în 1975, când au fost pus în funcțiune sistemul de irigație Viziro. Spuneți-mi, de cât timp vă ocupați de agricultură și cu cât ați început? Păi am început meseria în 1973, am lucrat în insula Marea Brăilii 21 de ani, iar fac o paranteză, acolo a fost o școală specială pentru agronomi. Din 99 sunt în zona Însurăței. Și cu câte hectare ați început dumneavoastră și la cât ați ajuns astăzi? Am început cu 600 și am ajuns la 1000. Este o afacere de familie pentru dumneavoastră? Da, e o afacere de familie. Pe lângă aceste 1000 de hectare mai avem și 200 de vaci olgătoare, vaci de lapte. Toată suprafața este întreținută, adică lucrată efectiv de familie, de copiii mei, doi băieți, și ajutați de 3 angajați. Da, foarte puțin angajați. Să înțeleg că forța de muncă este o problemă în zonă? Da, e o problemă mare. Nu reușim să aducem, să angajăm oameni. Motivele sunt multiple. Pregătirea, în special pregătirea profesională, este zero. Încercăm să școlarizăm la locul de muncă, dar nu reușim. Îi aducem, în special tineret, și pleacă la 2-3 săptămâni, n-au interes. Și probabil mai e și alt aspect, aspectul ajutoarelor sociale. Bună ziua, sunt Dan Priceputu, sunt din județul Brăila, am fermă în localitatea Viziru, lucrez undeva în jur la 1800 de hectare de pământ. Ca structură de cultură, până anul trecut am fost un, zic eu, destul de mare producător al loturilor semințiere. Puneam undeva în jur de 500 de hectare de loturi. De anul trecut, vreau să vă spun, contractele nu au mai fost chiar atât de benefice pentru noi fermieri și am decis să renunț la cultivarea loturilor semințiere, iar acum cultiv cultura mare, doar cultura mare, da. Care plantă ocupă cea mai mare suprafață în ferma dumneavoastră? Pentru anul 2017, cultura porumbului. Porumbul ocupă cea mai mare suprafață din fermă, da. Și pe locul 2? Pe locul 2 am avut floarea soarelui, grâul, rapița și soia. Sunteți foarte tânăr, nu știu dacă aveți peste 40 de ani. De cât timp vă ocupați de agricultură? Da, azi nimerit într-adevăr aici. Agricultura pot spune că o știu de la tatăl meu. Mă ocup de agricultură după terminarea facultății, deci undeva de 20 și ceva de ani. Lucrez împreună cu cumnatul meu în fermă și am dus mai departe... O afacere de familie, da, al tatălui meu, da. Aveți copii? Vor face același lucru ca și dumneavoastră sau v-ați dori să facă asta? Da, am copii, mi-aș dori să facă, dar acum sunt mult prea mici ca să pot să-mi dau seama sau dacă vor dori să facă așa ceva. Dacă nu se schimbă nimic în agricultură, asta vă spun sincer, eu nu prea mi-aș dori ca copiii mei să facă agricultură. Este o meserie grea, ce înseamnă și unde... De asta nici foarte mulți tineri nu se îndreaptă către agricultură. Unde vedeți dumneavoastră atât avantajele cât și dezavantajele? Ca și meserie, nu este o meserie grea, este o meserie frumoasă, pot spune.
ai inclusiv satisfacția de a vedea într-adevăr că ai pus ceva în pământ și în decursul a câteva luni iese ceva din mâna ta, efectiv, doar că nu putem avea satisfacția din ordin financiar. Din cauza marilor traderi și piața care nu este stabilă, cel puțin la noi în România, la ora actuală, nu avem o piață stabilă a cerealelor, nu mai avem bursa cerealelor, care era odată, suntem obligați să vindem cereale la un preț derizoriu. Și atunci, vă spun sincer, nu reușim să ne... De multe ori nu reușim să ne... Să ne acoperim cheltuielile. Porumbul anul ăsta, zic eu, că a fost o cultură destul de bună. Am avut și precipitații pe anul acesta. Am și irigat. Aveți posibilitatea. Da, avem posibilitatea de irigat. Nu toată suprafața, cam 60% putem iriga. Iar acolo unde irigăm, acolo într-adevăr punem porumbul, soia și cam atât. Știu că aveți și câteva noutăți pentru la anul dedicate culturii de soia. În sezonul următor oferim toți cultivatorii de soia din România, trebuie să știe că dacă vor cumpăra sămânță Pioneer, nu vor mai trebui să desfacă sacii și să aplice un bactericid. Toată sămânța Pioneer va veni gata tratată cu un produs nou, un bactericid nou și care are o viață pe sămânță de minim 3 luni. Deci vor putea să cumpere sămânța, să o depoziteze, bineînțeles, în anumite condiții pe care o să le facem cunoscute și pot semăna direct. Sau pot merge direct cu sacul la semănătoare, fără să mai fie nevoit să cumpere separat bactericid pe care trebuie să-l aplice, uneori nu în condițiile cele mai corecte. Eu o să spun câteva cuvinte despre noua tehnologie pe care o vom lansa împreună anul viitor. Este vorba de o tehnologie, cea mai nouă tehnologie în domeniul inoculării semințelor de soia. Noi o numim tehnologie preinoculare, în care inocularea semințelor de soia se face cu mult mai mult timp, se poate face cu mult timp înainte de semănat, chiar cu până la 3 luni înainte de semănat. Asta datorită noilor inovații în acest domeniu. Produsul BASF se numește High Coat Super Soya. Este un inoculant de ultimă generație și produsul în sine este o inovație. Are o formulare, de exemplu, să vă dau câteva detalii, are o formulare lichidă cu o concentrație foarte înaltă de tulpini selecționate de bacterii. Ca lucru foarte interesant să spun, ambalajul acestui inoculant este patentat BASF, în sensul că este dintr-un plastic care să permită schimbul de oxigen necesar bacteriilor să supraviețuiască în acel ambalaj. Compania BASF a venit anul acesta, a înregistrat produsul High Coat Super Soya, care este cu totul, să spunem, altceva. Bacteria are, cum spuneam, o perioadă de viață de minim 3 luni pe sămânță și atunci noi putem trata sămânța în condiții de tehnologie perfectă în stațiile noastre, se ambalează și se vinde sacul cu sămânța tratată fermierului, iar eliminăm această frică de a nu trata corect, de a muri bacteria pe sămânță până ajungem să semănăm. Deci este, pot să spun așa, un procedeu super inovator. Va fi în exclusivitate la compania dumneavoastră, în colaborare cu cei de la BASF? Da, Pioneer va avea exclusivitate la acest produs, iar toată sămânța pe care o vom vinde va fi bacterizată cu acest produs inovativ. Știu că suntem într-o emisiune dedicată culturii de soia, dar aș vrea să vorbim un pic și despre porumb și floare. Încă suntem în perioada de recoltare la porumb, dar putem spune că au semnalele pe care le avem de la cultivatorii de floare și porumb Pioneer sunt extraordinar de bune în acest an. Excluzând, să spunem așa, zonele unde seceta a făcut ravagii foarte mari, unde porumbul în zona de vest se recoltează 2-3 tone pe hectar sau chiar în o parte din Oltenia.
sunt suprafețe care au fost afectate de secetă foarte, foarte tare. Dar, în general, în această zonă, de exemplu, în Bărăgan, producțiile la porumb depășesc 11-12 tone la neirigat. Să nu mai spunem de floarea soarelui, unde avem fermierii, să spunem așa, campioni, care au depășit 5 tone. În foarte multe ferme s-a depășit 5 tone la hibrizii L99 și L25. Deci, putea spune, în general, un an, acest an a fost foarte bun pentru porumb și floarea soarelui și ca rezultat al, să spunem așa, rezultat al rezultatelor foarte bune de producție, deja am lansat campania 2018. În aceste zile noi deja începem să contractăm și avem fermieri care contractează sămânță pentru primăvara 2018. Ce producție ați obținut și dacă sunteți mulțumit măcar de producții, nu o să vă întreb de prețuri. Suntem la începutul recoltatului porumbului. Într-adevăr sunt mulțumit. Avem un am doi hibrizi la ora actuală în fermă, da? Un FAO 550, care încă nu am reușit să intrăm la recoltat, are undeva la umitate de 18% la ora actuală, dar preconizăm o producție undeva între 18-19 tone la hectar. Ce am intrat acum la recoltat? Un FAO 410 și un 9911 de la Pioner și avem o producție undeva, o medie între 13 și 14 tone la hectar. 0937 este hibridul tardiv de FAO 550. L-am luat în urma unor recomandări de la insula Marea Brăilei. Anul trecut avem și noi prieteni, suntem aproape de insula Marea Brăilei și anul trecut au avut producții record în insula Mare, undeva la 18-19 tone la hectar. Haideți să revenim astăzi la cultura de soia. Soia, performanță și profit. Cât este de performantă și profitabilă soia în cultura dumneavoastră? În ultimii ani, după sistarea cultivării soiei Ready, am introdus în cultură soia clasică, care toată lumea știe că este o plantă enerofagă, deci consumă foarte multă energie, deci foarte mulți bani, dar prin subvenția dată de guvern, la cultura de soia vine să compenseze o parte din aceste inputuri necesare soia. Dar una peste alta, la noi în fermă, e rentabilă de vreo 2 ani de zile. Ce producție ați obținut în anul acesta? Păi n-am încheiat, suntem în jur la 5 tone, probabil vom depăși 5 tone și ca viitor, la anul va fi suprafața mult mai mare decât anul ăsta. Cât ați avut anul acesta? 110 hectare, la anul va fi probabil 200. Văd în spatele nostru o combină. De ce ați ales această combină? Nu e alegerea mea, e alegerea copiilor. Bine, s-au sfătuit și cu mine, este o combină performantă, clasică și cu randament foarte mare. Iar soia? Soia, sincer vă spun, nu avem decât 140 de hectare cultivată, nu am intrat încă la recoltat, dar preconizăm o producție bună, bună. Undeva. Asta pentru zona asta a fost, da, un an bun și cu producții frumoase. Iar prețurile la soia, cum le vedeți? Față de anul precedent sunt mai mici. Asta e clar, în condițiile în care toate inputurile, inclusiv motorina, ați văzut și dumneavoastră, acum s-au scumpit, toate s-au scumpit, doar cerealele și prețurile la cereale au scăzut. Cum simte un fermier creșterea prețului la motorină? Da, prețul la motorină într-adevăr influențează foarte mult costurile într-o fermă, consumurile sunt destul de mari de motorină în fermă și nu putem să spunem altceva decât că noi nu folosim această motorină pentru drumurile publice. Deci noi folosim motorina pentru cultivarea pământului și nu vedem normal, sau cel puțin eu nu văd normal, ca ea să fie accizată ca și cum am merge cu automobilul pe șosea, atât timp cât noi, utilajele, tractoarele, folosim motorina în cultura pământului. Sunteți un mare consumator. Da, într-adevăr, suntem un mare consumator. Da. Haideți să înțeleagă telespectatorii cât înseamnă un plin, spre exemplu, la un tractor sau la o combină. Păi puteți face și dumneavoastră un calcul foarte rapid. Un plin de motorină, spre exemplu, combina are undeva în jur de o tonă de motorină, pe care o consumă într-o zi. La recoltatul porumbului, spre exemplu, consumă o tonă de motorină. Da.
un tractor la arat ajunge undeva în jur de 20-25 de litri pe hectar. Da. Atunci o să vă întreb, nelegându-ne de faptul că se consumă foarte multă motorină în utilaje, ce mașini și utilaje ați ales să folosiți în ferma dumneavoastră? Am investit foarte mult în tehnologie, sau cel puțin eu așa consider. Lucrăm cu tractoare Fendt, care în urma anilor care i-am avut în spate și avem destul de mulți ani în spate de experiență, da? Tractoarele Fendt au într-adevăr un consum foarte mic comparativ cu celelalte utilaje la motorină. Combinele sunt clas. De ce ați ales clas la combine? Așa cum v-am spus și la tractoare, considerăm că sunt pe numărul 1 la tot ceea ce înseamnă utilaj de recoltat. Productivitatea foarte bună, produsul scoate foarte curat, foarte bun și atunci și sunt foarte fiabile. O să vă întreb dacă până acum ați acordat o mare atenție mașinilor și utilajelor din fermă. Care ar fi următorul pas în investiție? În ce ați mai vrea să investiți? În irigații, în sisteme de depozitare? Ce v-ar mai trebui? Da, nu vă ascund faptul că deja avem și am reușit de am accesat un proiect. L-am și finalizat. Ne-am construit niște depozite, niște celule pentru depozitarea cerealelor. Avem totul integrat, putem spune, cu uscători, depozite de cereale, dar nu sunt suficiente. Intenționăm în continuare să ne facem o hală, tot pentru depozitarea cerealelor și nu numai, inclusiv a utilajelor pentru stocarea lor pentru iarnă. Am investit și în irigații, că nu se putea altfel. Cel puțin în zona noastră încă se mai poate iriga, nu toată suprafața, dar putem, încă mai putem iriga și atunci fără irigații în zona noastră nu se poate. Anul ăsta, într-adevăr, au fost precipitații, nu suficiente, dar au fost față de anii precedenți, dar în marea majoritate a anilor suntem obligați să irigăm.